Bună ziua! O declarație de presă a domnului prim-ministru Sorin Grindeanu, urmată de câteva întrebări scurte. Întrebări scurte sau puține? Și scurte și puține. Doamnelor și domnilor, vreau să încep prin a le mulțumi tuturor celor care mi-au fost alături în aceste zile. Mie și oamenilor de lângă mine. Sunt foarte mulți oameni români care și-au manifestat susținerea. Iar energia lor mi-a dat putere să trec capul sus prin aceste zile complicate pentru România. Românilor le spun că o să-mi fac datoria până la capăt, până când țara va avea un guvern funcțional. Aștept până când Parlamentul va aproba nou guvern, respectând toate procedurile constituționale și legale din țara noastră. Și acum am spus și până acum, sper ca votul de azi din Parlament să nu fie o mare greșeală, iar PSD să numească viitorul premier. Important este să ieșim din acest blocaj și să transmitem investitorilor și cancelariilor din lumea întreagă faptul că România rămâne un mediu stabil și predictibil. Important este ca românii să simtă cât mai puțin efectele acestei crize politice. PSD nu înseamnă Liviu Dragnea, PSD nu înseamnă nici Sorin Grindeanu. Acest partid trebuie să rămână unit. Voi rămâne în PSD, care nu trebuia să treacă printr-o asemenea încercare, să-și dea jos propriul guvern, pentru că așa vrea un singur om. Sper din tot sufletul, ca în 6 luni de zile să nu ajungem într-o situație similară. România nu ar merita așa ceva. Le mulțumesc tuturor miniștrilor și le spun, așa cum le-am spus și până acum, că trebuie să vină la serviciu și să-și facă datoria. Până va fi numit un nou guvern, trebuie să ne facem treaba. De asemenea, îi mulțumesc lui Victor Ponta, apreciez foarte mult că a fost alături de mine în aceste zile. Eu am făcut ceea ce am crezut și cred în continuare că este mai bine. Am ales calea cea mai grea. Să nu accept funcții, să nu accept compromisuri, să nu fac înțelegeri mai mult sau mai puțin oculte, să nu mă rog de nimeni, să nu negociez cu nimeni, ci să fiu corect, transparent și să-mi fac datoria până la capăt și așa voi face într-un mod onest. Aveam și am această datorie față de țara noastră. Vă mulțumesc. Întrebări. Majoritate instabilă sau sub cât ar avea nevoie în acest moment. Credeți că vor fi probleme la numirea unui nou premier din partea PSD și ALDE? Este ceea ce repet, am repetat și azi, le-am spus colegilor mei și zilele trecute, faptul că toată această nebunie politică, dacă pot să spun în ghilimele, s-ar putea să ducă la pierderea guvernării de către Partidul Social Democrat și de coaliție. Aceste lucruri au fost riscate de cei care le-au făcut. Și vor trebui să răspundă dacă acesta va fi scenariul viitor. Dumneavoastră, concret, din punct de vedere politic, ce veți face de acum înainte? Am spus,
și zilele trecute, am spus și azi de la tribuna Parlamentului, vă spun și dumneavoastră, sunt de 21 de ani în PSD și sigur, cu suișuri, cu coborâșuri, cu tot ceea ce înseamnă bine, rău, dezamăgiri, bucurii, nu mă schimb peste noapte, nu-mi schimb partidul așa cum unii au făcut acest lucru. Eu cred că asta este datoria fiecăruia dintre noi, în primul rând față de noi și după aceea față de alții. Domnule premier, ați avut o discuție astăzi înainte de votul pe moțiune cu președintele PSD. Ne puteți spune ce v-a cerut sau ce ați discutat înainte de moțiune? Fiecare dintre noi ne-am păstrat punctele de vedere, sigur, eu să renunț. I-am spus că nu fac acest lucru decât în condițiile pe care le-am anunțat public. De altfel, eu v-am spus că toate lucrurile pe care le-am făcut în aceste zile, le-am făcut într-un mod transparent, fără a oferi, fără a face favoruri, înțelegeri și așa mai departe. Vă rog. Dumneavoastră ați declarat în urmă cu câteva zile că tot acest scandal a pornit din dorința unui om de a acumula toată puterea, iar domnul Victor Ponta spunea că singurul dumneavoastră defect în ochii partidului este că nu sunteți Liviu Dragnea. Aș vrea să vă rog să caracterizați sau cum credeți că va arăta profilul viitorului premier, pentru că în momentul de față speculațiile sunt că se va căuta o persoană mult mai obedientă față de șeful partidului. N-aș vrea să speculez. Pe mine, sau mie, mi-a întărit această părere pe care o aveam, sau impresie, inclusiv discursul de azi din Parlament a domnului președinte Liviu Dragnea, faptul că a vorbit că dânsul a câștigat alegerile, el a făcut diverse lucruri, el trebuie să ajungă, putea să ajungă sau ar fi trebuit să ajungă, ceea ce e corect, nu s-a putut. Poate fi o speculație, o să vedem. Dacă ați discutat cu președintele Iohannis după votul moțiune de cenzură, da. și ne puteți spune? Nu. Ok, și de, în ceea ce le privește pe Victor Ponta, până se termine interimatul, mai păstrați în funcție sau se va retrage cu această ocazie? Va rămâne până la finalul mandatului, când Parlamentul va aproba nou guvern. Asta dacă se va păstra acel număr de zile care să nu-l ducă într-o stare de incompatibilitate. Vă rog. Dacă mai îmi permiteți o întrebare, înțeleg că în weekend va fi cex al PSD. Dacă vă așteptați ca cei care au votat pentru susținerea guvernului să fie excluși din partid, și dacă vedeți formarea unui pol de independenți cu foști membri PSD ca urmare a acestui vot? Nu vreau să speculez. E foarte bine că se organizează acest cex în acest weekend, rapid. Poate așa, mulți dintre cei, de fapt am spus și în sală, dintre cei care cărora li l-au promis anumite funcții de miniștri și de prim-miniștri, erau cel puțin 5 prim-miniștri prin Parlament și vreo 50 de miniștri, o să vadă adevărul. Dacă va fi o decizie transparentă, ceea ce m-aș bucura să fie așa, să voteze la vedere tot, nu doar prim-ministru, absolut toate nominalizările și pentru miniștri și pentru componența, până la urmă, a întregului guvern. M-aș mira. V-aș întreba, domnule premier, ce ați simțit în momentul în care i-ați văzut pe miniștri din cabinetul dumneavoastră că votează împotriva acestui guvern cu care dumneavoastră, oamenii cu care dumneavoastră ați stat la masă și ați încercat să faceți anumite lucruri, proiecte? Eu cred că a fost un vot împotriva lor. În momentul în care vii și arăți și nu spui tu, spun organismele internaționale, Institutul Național de Statistică, țara e pe făgașul corect, avem această creștere economică, cea mai mare, înseamnă că s-au făcut lucruri bune.
faptul că vii tu și nu susții acele lucruri bune pe care le-ai făcut, pentru mine e un mare semn de întrebare apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră. Dar e unul din multele. Eu am făcut un apel în Parlament. Dacă tot e așa de mare încredere, de ce trebuie să fie votul controlat? Dar cred... A fost, și vă rog să vă uitați pe imagine, au fost vreo 4 rânduri de controle până să ajungi la urna de vot. Mă rog, e o tehnică și... Asta s-a văzut și ați văzut și dumneavoastră. Vă rog. Dar credeți că acești miniștri care au votat împotriva lor ar trebui să se regăsească și în viitorul guvern? Au existat speculații că s-ar putea regăsi? Păi eu, dacă aș fi să am toate voturile din CEX, adică dacă aș fi în locul domnului Liviu Dragnea, nu i-aș mai pune. Domnul premier, am 3 întrebări scurte. Cu cine v-ați întâlnit la Vila Lacunu? Cine pe cine a sunat? Dumneavoastră pe Iohannis sau Iohannis pe dumneavoastră? Și ce funcție v-a oferit Liviu Dragnea pentru a accepta demisia? La Vila Lacunu m-am întâlnit cu Victor Ponta și cu parlamentari din Timiș, din Caraș, Nicu Băniceu, au fost mai mulți, pe care i-ați văzut azi, chiar au fost mult mai mulți. A doua întrebare, eu l-am informat pe președinte despre situația și votul din Parlament, cum era absolut normal. Vorbim totuși de o țară democratică, democrată și membră a Uniunii Europene, și după aceea am avut o discuție telefonică, dar informarea vis-a-vis de vot a plecat de la mine prin către președinte prin SMS. Și după aceea a urmat o discuție telefonică. A treia, îmi cer scuze. Telefonic, dumneavoastră ați sunat din nou sau ați E prea puțin important. Vă rog. Și a treia legată de funcția care v-a fost oferită pentru a vă da. Nu vreau să intru în detalii. Am preferat, așa cum v-am spus, să aleg această cale. Pentru că o consider în continuare calea corectă. Calea corectă față de România. Calea ușoară pentru mine ar fi fost să găsesc această soluție, să spunem, de compromis. Să mă înțeleg cu cei care mi-au propus. N-aș fi fost corect față de mine, Sorin Grindeanu, prim-ministru al României. Și lucrul ăsta e mai important decât orice. Ați fost sunat, domnule premier, după votul dat astăzi în Parlament, de parlamentari PSD și ALDE, care să vă, nu știu, să vă ceară cumva scuze că au votat această moțiune? Am primit diverse SMS-uri, mesaje, telefoane. Nu cred că e foarte important. Vă rog. Un lider politic de la opoziție a spus astăzi în discursul său din Parlament, citez, domnule Grindeanu a sugerat că domnul Dragnea v-a cerut lucruri incorrecte, faceți un bine și arătați țării ce v-a cerut. Faceți acest bine? Suntem prea la cald. Eu v-am spus că rămân în această funcție, că important pentru mine și pentru români este să guvernăm până se va instala noul guvern, să avem grijă de treburile țării. Îmi doresc și sper din tot sufletul, deși, așa cum spuneați astăzi, discutabilă majoritate, îmi doresc ca viitorul premier să fie membru PSD, bineînțeles. Cel mai mare regret al dumneavoastră de când sunteți premier rămâne ordonanța 13? Am mai răspuns în urmă cu câteva zile spunând că aș fi dat ordonanța, în mod sigur, ordonanța 14. Până se ajunge acolo, probabil că puteau fi făcute alte lucruri. Am spus și azi în Parlament că eu chiar am crezut ceea ce mi s-a spus. Și anume că o să am lângă, în dreapta mea, un prieten care
mă va ajuta. Eu am venit de la Timișoara din postură de președinte de Consiliu Județean. Nu am ridicat două degete, eu vreau prim-ministru și așa mai departe, nu m-am autopropus, nu mi-am făcut absolut, am fost chemat să fiu, să ocup această funcție și primul meu răspuns a fost nu. Așa cum vă spuneam și azi în Parlament. Nu, pentru că aveam foarte multe lucruri de făcut la Timișoara, împreună cu echipa de acolo și pentru că eu consideram că altul trebuie să fie traseul meu. Am cedat acestor rugăminți ale colegilor mei, rugăminți venite din dorința de a nu se pierde acele milioane de voturi pe care PSD-ul le-a obținut în alegeri. Și am înțeles acest lucru. De asemenea, am înțeles când după ordonanță, deși mai sunt câteva etape interesante până atunci, nu o să detaliez azi, dar sunt interesante, am venit și am spus multor colegi din partid că eu vreau să renunț. Că nu cred că e normal să mai rămân. Și cu rugăminți ale acelui ascex. În unanimitate, nu. Aveți susținerea și vă aduceți aminte că a urmat o conferință de presă la Parlament, dacă nu mă înșel, de vreo două ore în acele zile. Și atunci am înțeles iarăși că e de datoria mea să rămân, pentru că altfel tot ceea ce gândisem ca și program guvernamental, ca ceea ce avem de făcut pentru 4 ani de zile, exista acest risc de a nu fi pus în practică. V-a cerut atunci domnul Liviu Dragnea să nu demisionați după ordonanța 13? Cred că am fost clar. A fost o ședință de comitet executiv. Eu v-aș întreba, domnule premier, când veți face public toate răspunsurile la ce s-a întâmplat în acea seară? Pentru că au rămas foarte multe semne de întrebare și chiar pentru mine toate lucrurile sunt clare legate de acea seară. Am venit aici, nu în altă parte, și am făcut anunțul privind ordonanța 14, da? Nu a mers în altă parte, nici acea conferință de presă n-a fost una simplă, cu sute de mii de oameni în față, dar eram și sunt în continuare prim-ministrul României. Nu poți să faci conferințe de presă de pe scări din altă parte și așa mai, nu detaliez. V-a cerut atunci domnul Liviu Dragnea să iasă dumnealui să anunțe ordonanța 14? Nu. Dar v-a cerut, să nu dați ordonanța 14? Astăzi nu detaliem. Aș vrea să vă întreb cam ce sfaturi ați avea pentru Liviu Dragnea în relația cu viitorul premier, ca să nu ajungem peste 5 luni într-o asemenea situație din nou. În primul rând, haideți să așezăm lucrurile în ordinea corectă. Eu îmi doresc să fie de la PSD viitorul premier, dar asta rămâne de văzut. Chiar îmi doresc acest. În al doilea rând, mi-aș dori de la relația Liviu Dragnea, nu știu, că știu vreo 5 care sunt așa pe posibil viitorii, to be elected, ca să fiu mai exact. Mi-aș dori să nu existe agende ascunse și scopuri ascunse. Pentru că eu am avut această senzație în ultima lună, când, de fapt, mi s-a și spus. Dacă tu chiar nu știai că e un guvern de sacrificiu? Nu! Și eu cred că mi-am făcut
treaba și mare parte din miniștri și-au făcut treaba. Dovadă sunt rezultatele economice, așa cum vă spuneam mai devreme. Și în continuare, cred că aceasta este calea corectă. Și până domnul Liviu Dragnea nu va înțelege că primul ministru este al României, dat, sigur, de o majoritate din Parlament, dar este prim-ministru României, nu este prim-ministru PSD. Sigur, și PSD-ul face parte din România, dar există o diferență. În noaptea în care a avut loc ședința de guvern, cu ordonanța 14, mai întâi ați lipsit 6-7 ore, susține vicepreședintele PSD, Gabriela Firea. Ne puteți lămuri, domnule premier, unde ați fost ar în acele ore? Ar fi ultimul lucru, n-am făcut în aceste zile, n-am răspuns la doamna Firea, care văd că era și pe acolo, la Parlament, azi, extrem de preocupată, foarte bine. Știam că e primar general, totuși. N-o să răspund nici acum, sincer. Chiar nu vreau să răspund la toate atacurile și tot ceea ce s-a întâmplat în aceste zile asupra mea și asupra apropiaților. Am reușit să rezist la aceste atacuri și tocmai de acum, trecând acest moment din Parlament, n-o să răspund acum. Timișoara sau București? V-ați decis măcar dacă veți rămâne în capitală, chiar dacă veți lua, nu știu, o pauză după interimatul de la guvern, sau vă întoarceți acasă? În mod sigur, zilele următoare o să merg la Timișoara să-mi văd familia. În acest moment, ce statut aveți în PSD? Nu mi-e foarte clar și vă spun și de ce. Trebuie să treacă un an până să vă reînscrieți. Nu știu, că dispăruse statutul PSD-ului de pe site în urmă cu câteva zile, dar hârtia nu venise la Timiș. Sunt lucruri care poate țin de o anumită birocrație, fiind ocupați cu alte lucruri. Vă rog. Vă este teamă că s-ar putea răzbuna în vreun fel apropiații lui Liviu Dragnea pentru că nu ați vrut să demisionați? Pe mine, sau la mine, marea problemă a fost tocmai aceasta, că nu aveau cu ce. Eu sper să nu, față de apropiații mei și față de cei care și-au declarat pe față susținerea față de mine și de ceilalți. Cred că s-a depășit acest moment, deși nu sunt foarte, foarte sigur. În schimb, de ce sunt sigur? Sunt sigur că nu s-a depășit momentul fricii. Frica. Pe care vă aminteam și la Timișoara și azi în Parlament. Vă rog, ultima întrebare. Ultima este. A spus că vă este teamă că la formarea noului guvern să nu existe agende ascunse. Puteți să ne spuneți clar la ce vă referiți concret? Păi v-am și dat un exemplu. O agendă ascunsă ar putea fi cea legată de faptul că și următorul prim-ministru să stea tot 5 luni până când scoatem o evaluare care n-are legătură cu realitatea, organizăm chestiuni la fel ca și până acum și dăm jos propriul guvern. Cam asta ar fi o agendă ascunsă de care se pare că unii dintre colegii mei erau informați și care până la urmă s-a dovedit a fi reală. Păi și ce-ar câștiga dacă ar da jos guvernul din 5 în 5 luni? Credeți că eu trebuie să răspund la această întrebare sau cei care au făcut-o? Procurorul șef al DNA, Laura Crăduța-Căveș, a apărut în niște înregistrări în presă în care spunea, citez, procurorilor cu care sunt la momentul respectiv, că trebuie să ajungem la prim-ministru. Cum comentați acest demers pe care l-are potrivit acestor
înregistrări procurorul șef al DNA? Cred că Ministerul Justiției și Ministrul Justiției trebuie să vadă, și am înțeles că au sesizat inspecția judiciară. Dar vă simțiți o țintă a DNA-ului în aceste condiții? Te simți țintă în momentul în care te simți vinovat. Am văzut că unii luptă cu sistemul. Am văzut și în Parlament azi cum luptă cu sistemul. Și sunt victime. Te simți în momentul în care, repet, ai ceva de ascuns sau te simți vinovat că ai făcut anumite lucruri ilegale. Eu am dat declarații în perioada respectivă în care eu cred că am clarificat faptul că în perioada 2008-2012, cât am fost viceprimar al municipiului Timișoara, eu n-am răspuns niciodată de problemele de patrimoniu, n-am niciun fel de semnături pe contracte și așa mai departe. Deci nu cred că alt răspuns decât ceea ce am spus în urmă cu câteva luni sau să modific răspunsul de atunci, pentru că n-ar fi real. Despre asta este vorba. Pe partea cealaltă e treaba Ministerului Justiției, a Inspecției Judiciare, așa cum știți, să vadă cât e real, ce s-a întâmplat și așa mai departe. Trebuie clarificate lucrurile. O ultimă întrebare. Să vedem. Care ar fi primul sfat pe care l-ați da viitorului premier? Să nu creadă în prietenia cu Liviu Dragnea. Mulțumesc!